Sunt prieteni și aș vrea să învețe tinerii din biserică să facă deosebire între prietenii adevărați și prietenii falși. Prietenii falși sunt prietenii aceia care te despoie de tot și când ai nevoie de ei nu-i mai găsești pe lângă tine. Dar prieten adevărat este acela care atunci când greșești îți spune aici ai greșit și trebuie să îndrepți. Prietenul adevărat este acela care atunci când meriți să fii mustrat, te privește în față și te mustră și spune nu este bine ce ai făcut, revino-ți. Numai că de prieteni, de felul acesta, noi când suntem tineri ne camperim, nu ne place să ne mustre, să ne bage de ei. În altă ordine de idei, el a ajuns să vadă că, sau a ajuns să înțeleagă că tatăl, pe care altă dată poate l-a considerat boring și plictisitor și mai știu eu cum. Tatăl acela totuși era un tată bun, pentru că el spune, atunci când vede că străinul nu-i dă nici măcar roșcovele care se dădeau la porci, nici măcar acelea nu-i le dă și lasă să culce plământ și cu stomacul lipit de spate, el își aduce aminte că tatălui se poartă altfel cu argații lui. Deci el, în casa tatălui meu, argații, angajații ăștia, așa cu ziua, zilierii, ăștia au belșug de pâine. Tânărul ăsta va învăța în școala vieții, școala aspră, din cele două școli, am zis, el a ales-o pe cea aspră. Va învăța că bogăția, până în țara aceea, în care nu sunt rândul el, astăzi este și mâine poate să nu fie. Vă spune cineva, frate, dar lucrul ăsta nu depinde de ei, că a venit o foame peste țara aceea. E adevărat, nu depinde de noi felul de vremuri care vin peste noi. Nu depinde de noi. Dar un om înțelept și chipzuit va ști în vremurile de belșug să adune pentru vremurile de foame de care vor veni. Iosif în Egipt, tocmai prin aceasta a ieșit în evidență în fața tuturor înțelepților Egiptului. I-a spus lui Faraon, vor veni ani de belșug și după aceea vor urma ani de foamete. Ca să faci față anilor din vremea de foamete, pune deoparte vremurile astea de belșug. De multe ori suntem amăgiți, ne spunem că societatea aceasta este o societate îmbelșugată și drept este că este îmbelșugată, avem belșug de pâine, avem mai mult decât ne trebuiește. Dar eu vă pun o întrebare. Cine vă garantează că peste 5 ani va fi la fel de mare belșugul de pâine în țara aceasta? Poate veți spune că sunt pesimist, sunt realist. Aș vrea să învățăm împreună cu tânărul acesta că în casa tatălui este belșug de pâine, dar numai în casa tatălui. Cel mai frumos lucru care s-a petrecut cu tânărul acesta până la urmă a fost faptul că și-a venit în fir. Nimeni dintre oameni nu l-ar fi putut aduce în fire, adică să-l fi dezmedicit. Până în momentul acesta l-a trăit în lumea gândurilor lui. Și mai ales voi tinerii, și câteodată și noi, că ne maturizăm destul de greu unii dintre noi, ne croim un anume fel de lume imaginară. Și măcar că lumea în care trăim noi este departe de lumea aceea imaginară, nu vrem să renunțăm la lumea aceea imaginară din mintea noastră și din gândurile noastre. Și Dumnezeu este nevoit să ne treacă prin tot felul de experiențe până spulberă imaginea aceea din mintea noastră. Pe tânărul acesta a trebuit să-l ducă într-o situație de înfometare. A trebuit să-l lase să ajungă să fie îmbrăcat în zdrențe, să umple de sculți, să păzească porcii, un lucru pe care niciodată nu și l-ar fi imaginat că îl va face. Frații mei, surorile mele, m-a jucat și i-aș cer lui Dumnezeu să ne ajute să ne venim în fire. Adică să vedem lucrurile așa cum sunt. Pe Dumnezeu care ne-a spus asta să faci, asta să nu faci, să nu-L vedem niciodată ca pe un stăpân care ne împiedică să ne dezvoltăm și să ne bucurăm de viață, ci să-L vedem ca pe un tată iubitor. Pilda aceasta, sigur, pune în evidență și marea dragoste a Tatălui Ceresc, pentru că ascultătorii pildei probabil că au fost foarte surprinși atunci când au văzut cum a reacționat Tatăl. Se așteptau ca în pildă, acum la întoarcerea fiului, Tatăl să-l pună la cum, să-i spună, să-i dea de perciuni de urechi, să-i spună, ai văzut unde ai ajuns? Mi-ai cheltuit cu toată experiența ta o trăime din... Tu știi că de când ai plecat din casa părintească am vărsat atâtea lacrimi? Tu știi că atâtea nopți n-am dormit așteptându-te? Tu știi că m-am consumat, am făcut